La cimitirul Sfântul Lazar din capitală se pregătește un sector nou cu 1500 de morminte destinate tuturor răposaților, nu doar eventualelor victime ale coronavirusului. Cu această reacție a venit pe Facebook primarul Ion Ceban, care a ținut să dezmintă informațiile și declarațiile făcute de administrația cimitirului din strada Doina, potrivit cărora se sapă gropi pentru cei care vor muri din cauza COVID-19. Ceban spune că astfel de lucrări fac parte din regimul obișnuit de muncă al angajaților unuia dintre cele mai mari cimitire din Europa și că nu are nicio legătură cu pandemia de coronavirus. Șefa întreprinderii municipale Servicii Funerare, Ludmila Boțan, a confirmat pentru Publica TV că în prezent se amenajează un sector nou la Sfântul Lazar. Echipa emisiunii Vorbește Moldova de la Prime a surprins imagini exclusive cu lucrările din cimitir, unde se lucrează de zor în aceste zile. Sectorul nou este amplasat la marginea cimitirului de pe strada Doina din capitală. Săptămâna trecută, aici a fost îngropat și primul medic, decedat din cauza COVID-19. Asta, deși femeia avea un loc rezervat în cimitir lângă soțul său. Responsabilii de la cimitir au precizat că atunci încă nu era definitivat regulamentul, iar acum rudele pot solicita exhumarea pentru ca sicriul să fie reamplasat.